merg 64% din export în UE, renovarea școlilor, cazane cu biomasă și calculatoare, panouri solare, piloni de lumină, apeducte, apă potabilă, da, 700 km, ați auzit de acestea. Da, 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 da. Noi avem o petiție care mulțumim Uniunea Europeană pentru ajutoare și cerem în continuare asistență cu lupta cu corupție și birocrație ca să ajungă ajutoarele mai repede în sate, investiții pentru a crea locuri de muncă mai ales în sate, infrastructură să fie dezvoltată, drumuri, apă trasă, canalizare, ajutor cu pensiile și sănătatea publică, ajutor cu combustibil pentru căzire în sate. Dacă doriți, puteți să lăsați un nume prenume ca să fie că să trimite o scrisoare asta de numele dumneavoastră personal ca să mulțumim Uniunea Europeană. Scrie. Cum vă numiți? Tare puțin înțeleg. Da, asta e numerul ce e tupaia la noi. Tare puțin înțeleg. Putem, dacă da, da. Tare puțin. Da, este drept, dar am și încă și o întrebare. Dumneavoastră ați fi de acord pentru unirea cu România? Nu, dar cum? Ați fi de acord? Cu atât mai repede să intrăm în Europa. Credeți că este o idee bună, da? Da, e o idee foarte bună. Mersi mult, la revedere. Știți despre ajutorul Uniunii Europene? Da. Știți? Care au dus exporturi din Uniunea de asta? Da. Aș vrea să vă întreb dacă n-ați fi contra să semnați o petiție cu mulțumirea. Da, dar așa nu știu cum să... Vă trimitem doar numele și prenumele dumneavoastră ca mulțumire. Dacă vreți să ajutați România, puteți să faceți ajutoarele din partea Uniunii Europene. A fost 64% din exportul direct în Uniunea Europeană, renovarea școlilor, cazane cu biomasă și calculatoare. Construite sau renovate, asistență cu energie, combustibili solizi, căile ferate renovate și despre locomotive donate, 6.000 de întreprinderi mici și mijlocii susținute. Noi avem o petiție care mulțumim Uniunii Europeană pentru ajutoare și cerem în continuare asistență cu lupta cu corupție și birocrația ca să ajungă ajutoarele mai repede în sate, investiții pentru a crea locuri de muncă mai ales în sate, infrastructură să fie dezvoltate, drumuri, apă trasă, canalizare, ajutor cu pensiile și sănătatea publică și ajutor combustibil pentru încălzire în sate. Dacă doriți să semnați așa o petiție, să fie trimisă la România ca un semn de mulțumire și cerem în continuare ajutoare. Nu, mulțumesc.